Dragilor, am ajuns din nou acasă la Ilinca, în București, care din păcate suferă de epidermoliză buloasă distrofică. Este o boală cumplită care îi afectează întreg corpul, îi ies beșiși pe întreg corpul, care apoi se sparg, rămân rând deschise și foarte dureroase. Iar lună de lună are nevoie de bandaje, de creme, de vitamine, care se cumpără din Franța și costă enorm de mult, undeva între 5.000 și 7.000 de lei pe lună, și am reușit în ultimii ani de zile să o ajutăm lună de lună cu ajutorul donațiilor dumneavoastră, pentru ca viața Ilincăi să fie mai ușoară și aceste dureri, care, după cum vă spuneam, sunt permanente, să fie mai ușoare, mai suportabile pentru ea. Lângă mine este și mama Ilincăi și împreună vă aducem un mesaj de mulțumire pentru fiecare donație, și faptul că sunt astăzi acasă aici la Ilinca este o confirmare că donațiile dumneavoastră au ajuns la destinație lună de lună. Mama Ilincăi ne trimite facturile din Franța, noi le decontăm și în felul acesta Ilinca se poate bucura de copilărie fără durere. Aș vrea acum să rog pe mama Ilincăi să transmită un mesaj de mulțumire pentru toți cei care au donat de la ultima mea vizită de anul trecut până în momentul de față, pentru că au fost foarte multe donații, fondurile le-ai primit, da? Și acum este momentul să le mulțumim oamenilor pentru fiecare donație. Mulțumesc tuturor celor care au donat pentru Ilinca, pentru a-i ușura viața cu boala aceasta cumplită de care ea suferă și cu care s-a născut. Vă mulțumesc mult de tot tuturor, să fiți sănătoși și dacă puteți să donați în continuare pentru Ilinca, multă sănătate. Dumnezeu să vă răsplătească fiecare donație, dărnicia și implicarea în viața Ilincăi.